În jur de 100 de voluntari au participat la acțiunea desfășurată într-un supermarket din Sibiu. Oamenii au putut astfel să-și verifice glicemia și tensiunea. 13 cu 7. Ha, bună! Sibienii au apreciat ajutorul primit din partea tinerilor, mai ales că testările au fost gratuite. Da, e sănătoasă. Și eu am rămas surprins, cam un pic, cam mare. O să mergeți la medică. Sperăm, trebuie să mergem, că n-avem ce face. Foarte bună pentru noi în vârstă, e foarte bine, ne putem controla. Fără să ne coste ceva, sunt drăguți, știu, mă impresionează întotdeauna, însă ne controlăm, că mergem mai greu la medic noi. Tinerii studenți au dorit astfel să ofere mai multe sfaturi asupra modului în care diabetul zaharat poate fi ținut la distanță. Acesta este al 14-lea an când desfășurăm această zi, în care ce facem noi propriu zis? Venim și testăm glicemia persoanelor și tensiunea arterială. Dacă găsim valori mari, îndreptăm, le spune să se ducă către un medic specialist care pot îndruma în legătură cu regimul lor de viață, ce poate să facă ca să nu mai glicemia așa de mare. În întreaga lume, aproape 350 de milioane de persoane au fost diagnosticate cu această boală.